Vladimir Putin pleacă din Moscova. Decizia luată de liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a plecat în Orientul îndepărtat rus. Un lider politic important îl va însoți în această deplasare. Liderul de la Kremlin îl va avea alături pe omologul său bielorus Alexandr Lukashenko. În timpul vizitei prilejuite de sărbătorirea zilei cosmonauticii în Rusia, cei doi președinți vor aborda și evoluția conflictului militar din Ucraina. Vladimir Putin a plecat în Orientul îndepărtat rus alături de Alexander Lukashenko. Președintele rus s-a deplasat marți într-o călătorie de lucru în regiunea Amur din Orientul îndepărtat rus. El este însoțit în deplasare de liderul bielorus Alexander Lukashenko, relatează TASS. Agenția rusă de presă afirmă că vizita este prilejuită de sărbătorirea zilei cosmonauticii în Rusia și că programul lui Vladimir Putin include o vizită la cosmodromul Vostocina inaugurat în 2016 după ce construirea s-a acostat visteria Moscovei între 4 și 5,3 miliarde de euro. TAS notează că președinții se vor familiariza cu construcția cosmodromului, după care Putin va prezenta premii de stat piloților cosmonauți și, împreună cu Lukashenko, va discuta cu angajații cosmodromului. Potrivit aceleiași surse, Putin și Lukashenko vor discuta apoi despre dezvoltarea cooperării bilaterale, situația din Ucraina și opoziția comună la sancțiunile occidentale. Cei doi vor susține o conferință de presă după încheierea discuțiilor. Mai târziu, în cursul zilei, Putin se va întâlni în regiunea Amur cu Dimitri Rogozin, șeful Roscosmos, care le-a interzis cosmonauților și celorlalți angajați ai Agenției Spațiale Rusești să iasă din țară după declanșarea războiului din Ucraina pe 24 februarie.